Timp de 3 zile, sala sporturilor Gheorghe Tadici din Zalău a găzduit o nouă competiție dedicată luptelor. Peste 450 de sportivi din toată țara au trecut proba cântarului și au intrat în concurs. Slatina a fost reprezentată de cadeții de la liceul cu program sportiv. Ion Diculescu, Mihai Fulga, David Diaconu și David Bănică sunt doar câțiva luptători slătineni care s-au remarcat la această competiție. Noi am participat liceul cu program sportiv la turneul de calificare pentru faza finală a campionatului național individual de cadeți, dar în același timp și acumulare de puncte pentru campionatul național pe echipe la cadeți. Noi am avut echipă completă la această categorie de vârstă, s-au calificat 12 sportivi. Cei 12 luptători calificați au intrat în sala de antrenamente unde se pregătesc pentru marea finală. Speranțele sunt mai mici pentru a cuceri medalii la această categorie de vârstă, având în vedere că noi venim cu o grupă mai mică decât cea care participă, adică nu sunt în ultimul an al cadeților, ci venim cu ei mai de jos, un pic mai mici decât această categorie de vârstă și sperăm să obținem și ei medalii. Finala campionatului național pentru cadeți se va desfășura în perioada 23-25 martie la Târgu Mureș.